Consiliul Județean Buzău a anunțat că se desfășoară ample lucrări de asfaltare pe drumul de acces către Comuna Bisoca. De-a lungul vremii, atât localnicii cât și turiștii au atras atenția asupra stării deplorabile a drumului. La Bisoca, unde nu credeți probabil o mare parte dintre domniile voastre, anul acesta lucrările se vor finaliza. Chiar o să vă invit în cel mai scurt timp să vedeți că la Bisoca se toarnă asfalt, ce nu credea nimeni. Dar ar trebui și acolo să așteptăm, că sunt timpii de așteptare. După ce faci pilonii respectivi, trebuie să aștepți o grămadă de timp, pun ghilimelele, ca să facă priză cimentul și așa mai departe. Conducerea Consiliului Județean face însă apel la răbdare, pentru că lucrările sunt deosebit de ample și îngreunate de geografia terenului. Că se fac foarte multe consolidări, eu vreau să fac o precizare, pe care e bine totuși să o fac, chiar dacă toată lumea știe. Județul Buzău este un județ, dacă vreți, din punct de vedere al anumitor lucruri ce se întâmplă, din punct de vedere al structurii geologice pe unde sunt drumurile județene, destul de atipic. Deci, începând din zona DN10, dacă ați observat, fac o divagație și pe DN10, chiar dacă a fost reabilitat acum aproape 18 ani, dacă nu chiar 18, zic foarte bine, 18 și un pic, sunt niște terenuri mișcătoare și indiferente, deci sunt alunecări foarte multe de teren. Cu această ocazie, cum am făcut și pe tronsonul de drum Valea de la Vintilă Vodă până la Bisoca, vom face mai multe consolidări. De exemplu, la drumul de la Bisoca am făcut mai mult de 100 și un pic de foraje. Deci de discuțiile referitoare la drumul județean de acces către Comuna Bisoca au fost făcute în contextul în care Consiliul Județean a anunțat că va derula lucrări de amploare pentru reabilitarea drumurilor către Vulcanii Noroioși.